Lăudat, slăvit și binecuvântat să fie Domnul! Așa cum spune Psalmul 113, de la răsăritul soarelui până la apusul lui, fie numele Domnului binecuvântat! Acest mare și minunat Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe dumneavoastră, pe fiecare în parte. Vă citesc mai întâi și tare m-aș bucura să folosiți și dumneavoastră scripturile, un text din Evanghelia după Luca, capitolul 8, de la versetul 4 la 18. Când s-a strâns o gloată mare și a venit la el norod din ferite cetăți, Iisus a spus pilda aceasta. Semănătorul a ieșit să-și semene sămânța. Pe când semăna el, o parte din sămânța a căzut lângă drum, a fost călcată în picioare și au mâncat-o păsările cerului. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit s-a uscat pentru că n-avea umezeală. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor, spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. După ce a spus aceste lucruri, Iisus a strigat, cine are urechi de auzit să audă. Ucenicii lui l-au întrebat ce înțeles are pilda aceasta. El le-a răspuns, vouă v-a fost dat să cunoașteți tainele împărăției lui Dumnezeu, dar celorlalți li se vorbește în pilde, că măcar că văd să nu vadă și măcar că aud să nu înțeleagă. Iată ce înțeles are pilda aceasta. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină, ci cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceia care, după ce a auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă fiind înăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia, și n-adu rod care să ajungă la coacele. Sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia care, după ce au auzit cuvântul, îl ține într-o inimă bună și curată și fac rod în răbdare. Nimeni, după ce a prins o lumină, nu o acopere cu un vas, nici nu o pune sub pat, și o pune într-un sfeșnic, pentru ca cei ce intră să vadă lumina. Fiindcă nu este nimic acoperit care nu va fi descoperit, nimic tăinuit care nu va fi cunoscut și nu va veni la lumină. Luați seama, dar la felul cum ascultați, că și celui ce are îi se va da, dar celui ce n-are îi se va lua și ce îi se pare că are. Amin. Dragii mei, cu siguranță că acest cuvânt vă este cunoscut, dar mă adresez prin pilda aceasta pentru a ne face o cercetare. În primul rând nouă, fiecare în parte, dar și celor din jur, de care suntem într-o anumită măsură responsabili, de care ar trebui să ne doară sufletul, dacă viața lor este plăcută Domnului sau nu, nu este tot una. Dar să intrăm direct în acest subiect și să ne oprim pe rând la fiecare dintre cele patru situații care de fapt sunt categorii de oameni. Așa cum se înțelege din pildă și din explicațiile care le-a dat Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Prima situație, versetul 5, o parte din sămânță a căzut lângă drum. A fost călcată în picioare și nu numai, au mâncat-o păsările cerului. Explicația, versetul 12, cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Oamenii aceștia au harul să audă cuvântul lui Dumnezeu, care este mântuitor. Nu toți oamenii de pe pământ au harul acesta. Dar cei închipuiți prin această sămânță, fie că au pe cineva credincioși în familie, fie că ajung la vreo slujbă și poate aud cuvântul nu numai odată, poate de mai multe ori.
Și aș vrea să extindem aplicația acestei pilde nu doar la cei ce aud cuvântul pentru prima dată, ci așa ca într-o anexă, să precizez faptul că aici, evident, în prim plan este referitor la cuvântul mântuirii, la evangelizare. Dar se poate întâmpla cu noi, cei care suntem pocăiți de mai multă vreme, să auzim un cuvânt pe o anumită temă unde nu ne-am făcut încă temele. De exemplu, să auzi un cuvânt despre dărnicie, tu care nu practici dărnicia în mod corect. Și așa se poate întâmpla să nu dai crezare acestui cuvânt și să rămâi cu felul tău zgârcit de a fi. Cei cu sămânța căzută pe stâncă s-ar putea pe moment să se hotărască să spună gata, de astăzi dăm și noi zeciuială sau o altă formă, da, oricum, plăcută Domnului de a te dărui. Cei în sămânța închipuită între spini s-ar putea să hotărască să dea și să dea, dar nu cât ar trebui să dea și să mai cheltuie banii și pe alte lucruri, cum zice Isaia, care nu satură. Și de-abia ultima categorie ar fi cea care, dacă a înțeles un cuvânt, aici am folosit un exemplu de dărnicie, dar poate fi orice alt subiect al vieții de credință, ei rămân consecvenți și toată viața se țin de angajamentele luate. Dar ne întoarcem la prima situație, în prim plan, cum spuneam, în ce privește mântuirea. Oamenii aceștia, repet, au harul auzirii cuvântului, dar nu răspund potrivit acestui har. Nu cred. De ce nu cred? Evanghelistul Matei a surprins în felul în care prezintă el această pildă. Scrie în Matei 13 cu 19, când un om aude cuvântul privitor la părăție și nu-l înțelege. Da, sunt oameni care efectiv nu le este deschisă mintea și inima. De ce nu-i deschisă? Aici este vinovăția fiecăruia. Și explicația cred că e destul de simplă și nu vreau să insist. Oamenii aceștia nu înțeleg și nu cred pentru că nu dau importanță lucrurilor sfinte. Le calcă în picioare, le neglijează, le desconsideră. Și nu numai, vin păsările, care este aici o imagine a duhurilor rele care inspiră necredință, care dau o altă orientare minții și în felul acesta nu rămâne nici ca idee, ca și informație, doar cuvântul în minte de cum să se fixeze pentru crez. De aceea, Apostolul Iacov îndemna în epistola sa, capitolul 1, versetul 21, lepădați orice necurăție, orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Și mai amintesc o dată, primiți orice cuvânt pe orice temă când îl auziți. Și apoi fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, oamenii ăștia sunt doar ascultători, înșelându-vă singuri. Aș putea să mai vă dovedesc asta mai bine, deși cred că înțelegeți, prin două exemple, le prezint pe scurt. Scrie în Ioan, capitolul 9, că Domnul a vindecat un orb, l-a trimis să se scalde la Siloam. Și fariseii l-au închetat de două ori pe acesta și n-au priceput. Dar el, într-un mod foarte simplu, a fost vindecat pentru că a crezut. Apoi, când Domnul i-a spus despre cine l-a vindecat și cine este, scrie în 38, a zis, cred, Doamne. Și s-a închinat. De ce ceilalți, cu cartea în mână, cu ședințe, cu întrebări, cu răspunsuri, n-au crezut și n-au înțeles? Pentru că ei disprețuiau pe Domnul
și pentru că starea lor era sub influența acestor spirite care vin să orbească mintea. Ceva asemănător s-a petrecut în Atena, așa cum scrie în Fapte 17. Acolo erau deștepții vremii, dar Biblia nu se înțelege numai pe bază de înțelepciune, nu-i filozofie doar. Dar atunci când apostolul a vorbit despre lucruri care trec înțelegerii noastre, gândirii umane, scrie 32, când au auzit ei, deci iată că au auzit, de învierea morților, unii își băteau joc, iată cum călcau cuvântul în picioare. Iar alții au zis, asupra acestor lucruri te vom asculta altă dată. Da, și-au rămas fără acest cuvânt. Trecem la cea de a doua situație și revin la Luca, la capitolul 8, pentru a citi exprimarea din pildă și din explicație. Versetul 6. O altă parte a căzut pe stâncă și cum a răsărit s-a uscat pentru că n-avea umezeală. Explicația versetul 13. Cei închipuiți în sămânța căzută pe stâncă sunt aceia care, când aud cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar n-au rădăcină și cred până la o vreme, iar când vine ispita, cad. Marcu dă o explicație în plus, o amintesc și pe asta, 4 cu versetul 17, n-au rădăcine în ei, ci țin până la o vreme, dar cum vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Din expresia că îl primesc cu bucurie, și din cea că se leapădă, eu pot spune că oamenii aceștia au fost mântuiți. Au avut nu doar harul auzirii ca cei din tâi, au avut parte de harul mântuirii, căci așa e scris. Mântuirea vine prin credință, prin mărturisire cu gură. Și din moment ce s-au bucurat, ăștia au vorbit. Dar n-a ținut mult. Pentru că au venit ispitele și astea vin la toți. Iar în cazul unora, cum am citit din Marcu, vine chiar persecuția sau vreun necaz. Astfel se face că sunt oameni care atunci când cineva îi provocă, răspund cu mânie sau chiar cu forță. Sau dacă vine peste ei un necaz, le moare cineva drag sau vreo pagubă, sau dacă e vorba de persecuție, să piardă anumite drepturi sau chiar viața, atunci abandonează. Care este explicația de ce oamenii aceștia cad? Eu cred că acești oameni n-au înțeles mântuirea, că Domnul nu ne-a promis aici mântuirea, ne-a promis-o la revenirea sa. Și ucenicilor le-a spus nu odată, că aici avem persecuții sau cel puțin anumite prigoniri, adversități. Pavel, când a fost chemat de Domnul, mesajul prin Anania conținea și referire la suferințele ce au venit peste el și n-au fost puține. Dar chiar dacă n-ar veni astfel de necazuri, de ispite, nu suntem scutiți. De aceea este bine să spunem credincioșilor din capul locului că întâi e o cruce și cununa este la sfârșit, că pe pământ avem necazuri. Oarecum au reacționat cei în casa cărora a intrat pandemia aceasta? Dragii mei, cum poate știți, eu în ultima zi anului trecut mi-am înmormântat o scumpă soție. N-a fost ușor, am ținut mult ca ea să rămână, dar îmi amintesc de un mesaj cu ceva timp în urmă de a pleca ea, un proroc a văzut că aveam un ceas pe mână
Avea un cadran negru și eu mă uitam la ceas și mă apuca așa o stare de întristare. Și Domnul spunea, tu știi că nu aceasta este adevărata viață. Adevărata viață este la Tatăl. Aici suntem doar în drum. Cum discutau doi oameni într-o gară și unul a zis, ce am eu acasă, lux, mobilă, condiții. Celălalt a fost indignat și a zis, dar să le văd eu, știu dacă e chiar așa. N-ai nici măcar fotografie, ceva, o imagine. Și a zis, nu, sunt acasă, cum să le iau cu mine în călătorie? Și asta i-a dat idee celui ce n-avea și a zis, vezi și eu de ce nu am, sunt în călătorie, doar nu o să le car după mine. La urmă, toți suntem într-o călătorie, mai multe sau mai puține, le lași, boala nu vine acum, vine mai târziu, moartea oricum ne află adresa. Deci, oamenii aceștia nu înțeleg că odată primit harul mântuirii, intrând pe o poartă, mai este o cale după poartă, care e îngustă și de-abia la capătul căii este mântuirea deplină. În Cartea Faptele Apostolilor scrie în capitolul 14 că oamenii care au primit mesajul apostolilor Pavel și Barnava au fost entuziasmați, au vrut să le aducă ofrandă, darul, să li se închine. Dar pentru că niște iudei răuvoitori i-au atâțat, oamenii din aceeași localitate, la scurt timp, după bucuria aceea, au împroșcat, spune 14:19, fapte pe Pavel cu pietre, l-au târât afară din cetate crezând că a murit. Se poate? Și a fost în cazul Domnului Iisus Hristos. Oamenii, când au fost provocați, au strigat la moarte cu el. Da, spunea Domnul, mulți se vor lepăda. Să ne ajute Bunul Dumnezeu să rămânem credincioși și, cum spuneam, reamintesc întreagăt, în orice alt domeniu al vieții, unde primim cuvântul și acceptăm, nu cumva să vină cineva sau ceva care să ne demonteze și iar să revenim la starea inițială. Uitând ce am promis, aici mă gândesc să fac o aplicație și la viața de familie, cu ce bucurie vedem mirile și mireasa în ziua nunții și când vine vreo problemă, nu mai vezi că au uitat de tot ce au promis, supărat. Eu am spus unora, nu mai aveți înregistrarea de la nuntă? A zis, ce vreți să ne mai auzim încă o dată predica? A zis, nu predica să mă auzi odată. Cât de senin erați atunci. Să vă vedeți câtă bucurie aveați. Unde vă este? Vă a venit supărarea. Dar asta e viața. Acesta e drumul. Dar noi știm încotro mergem. Ținta, scrie în Evrei 12:2, că Domnul a disprețuit crucea și rușine. Dar a ajuns la capăt. Acolo vrem să ajungem și noi. Iată o a treia situație prezentată aici, spunea Domnul în pildă, Evanghelia după Luca, capitolul 8, versetul 8-7. O altă parte a căzut în mijlocul spinilor. Spinii au crescut împreună cu ea și au înnecat-o. Explicația versetul 14. Sămânța care a căzut între spini închipuiește pe aceea care, după ce a auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă fie înnăbușit de grijile, bogățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Oamenii aceștia au și harul mântuirii, ba mai mult au harul rămânerii în biserică. Ei sunt membri, poate și la dumneavoastră în biserică. Cam peste tot sunt astfel de oameni. Ei nu abandonează credința. Rămân până la sfârșitul vieții, dar cam atâta le este rămânerea între sfinți, până mor, nu și după aceea. Ce vinovăție au oamenii aceștia?
La ei crește și sămânța și spinii, adică sunt duplicitari. Vin la biserică, dar participă și la lucruri lumești. Ei cântă, se roagă, dar poate au și glume proaste în vocabular. Iată ce ispite-i frământă, grijile. Astea i-au terminat pe evrei îngrijorările în drumul pustiei, deși n-a murit niciunul de foame. Au murit loviți de necredința lor. Grijile sunt peste tot, mai cu seamă în vremea noastră, foarte dependentă de salariul de la unul la altul, dependentă de asigurări. Este o lume prinsă în capcană. Alții nu se pot preocupa de cele sfinte pentru că au bogății și sunt foarte preocupați de cele materiale. Telefonul sună într-una, frământare, s-adune. Unii au plecat din țară să-și adune niște bani, dar au uitat, cum zice la 1 Timotei 6, unde este de ajuns. Și se tot duc și scrie acolo, spune Apostolul, vă citesc de la versetul 9, vor să se îmbogățească și cad în ispită, în lață, în multe pofte nesăbuite și vătămătoare care cufundă pe oameni în prăpăt și pierzare. Căci iubirea de bani, sărăcia tuturor și unii care au umblat după ea, vă rog să observați această stare. Multe pofte, au umblat după ea, nu știu unde este limita. Au rătăcit de la credință și măcar dacă ar fi fost fericiți, dar iată că s-au străpun singuri cu o mulțime de chinuri. Și o a treia situație surprinsă de Domnul sunt plăcerile. Niciodată n-au fost mai multe plăceri decât acum. Cu vreo 100 de ani în urmă, spun statisticile că un om, dacă avea împlinite 100 de dorințe, se socotea tare fericit. În jurul anului 2000, se socotea că trebuie 500 de dorințe împlinite ca să fie fericit. Iată că oamenii n-au limită nici la bogăție, nici la plăceri. Oameni aviți de plăceri, știți de ce? Pentru că toate plăcerile lumii acesteia sunt ca apa mării. Poți să bei un ocean, nu-ți trece de sete că e sărată. Dar plăcerile sfinte oferă împlinire. De exemplu, plăcerile carnale. Toate imoralitățile. Nu-i mai bine așa. Încă ceva. Alte încercări. Apoi vizualizările și de aici răsfrângerile asupra vieții de familie. Că dacă nu-i împlinire sufletească, sfântă, dacă nu-i curăție și pocăință, în veac nu ți este de ajuns. În veac n-ajungi să te simți împlinit. Cum a zis o beată femeie de soțul ei, toată viața mi-a fost greu să-i văd și voia și nevoia. Că nici de el n-a fost mulțumit de cum să-i aflu eu leacul. Cum ar fi mai bine și ce ar fi de dorit. Dragii mei, aici am citit despre unii care caută, umblă după acestea. Dar Domnul spunea, și Marcu a surprins un element important în pildă, în explicație, Marcu 4 cu 19, dar năvălesc în ei grijile lumii, înșelăciunea bogățiilor și poftele altor lucruri. Deci trebuie să opunem rezistență. Să știm, cum spuneam, unde ne este de ajuns, să știm ce este suficient, ca să nu trecem la îmbuibări, la fel și fel de distracții și la concedii costisitoare și la haine care sunt în plus. Sunt atâtea lucruri în lumea asta care complică viața. O bucătărie complicată, cu nu știu câte feluri de mâncare, nu știu câte rânduri de haine. Distracții, tot nu-i bine, iar trebuie să schimbăm și gresia, și faianța, și să schimbăm și mașina. Și uite așa, uitând că îmbătrânim, și la urmă au fost luate interviul atâția oameni bogați, au zis, dacă ai mai trăi din nou, ce ai face? Aș trăi mai liniștit,
mi-aș face timp de familie și care sincer aș și spune și de Dumnezeu și de cele sfinte. Asta nu înțeleg cei cu sămânța căzută între spini. Ei sunt, precum spunea fratele Petru Cârdei într-o poezie, aici se manifestă niște baiuri că omul vrea să ocupe două raiuri. Cu riscuri mari, cu riscuri de mormânt, vrea unul în cer, dar și unul pe pământ. Numai că atunci când toate planurile îți scad, din două raiuri mai rămâne un iad. Doamne, ferește-ne! Dima din dragoste pentru lumea de acum, spune apostolul, că l-a părăsit. Cât o mai fi trăit? De aceea scrie în 1 Ioan, capitolul 2, versetul 15, nu iubiți lumea. A, de ce? Versetul 17, lumea și pofta ei trece. Când diavolul vine și vă îmbie ca pe Domnul Iisus, uite ce distracții, ce plăceri, că trăim în vremea reclamelor. Spuneți-i, diavole, treci termenul de expirare. Mă îmbii cu lucruri care expiră mâine? Domnul ne cheamă la o moștenire neîntinată și nestricăcioasă păstrată în cerul pentru noi. Spuneți-i că noi am primit lucruri care nu expiră. Și putem să avem comori care nu se uzează. Dar oamenii aceștia, prin închipuiți în sămânța căzută între spini, pun ca priorități în viața lor cele pământești. Și așa se face, dacă m-auziți pe acolo, fi și surori care aud, uneori din proprie inițiativă, alteori din dorința soților, își petrec viața mult în bucătărie, multă trudă în casă și rămâne rugăciunea nefăcută, cântarea neînălțată către Domnul, cuvântul necitit și seara suntem rupți de oboseală. De ce? Așa a vrut Domnul să trăim în stres, să ne frământăm și să adunăm la comor neștiind cine le va lua? Mai citiți Eclesiastul, capitolul 2. Adunat Solomon, ce noi nu putem aduna toți la oaltă. Și apoi n-a avut decât dezgust când ar fi putut să trăiască altfel, să fie ca tatăl său David, că doar el a construit templu, să spună, i-a plăcut la tata, dar mie mai tare îmi place la templu. L-a construit și apoi s-a apucat să construiască alte palate, că avea multe doamne și la fiecare trebuie să le facă câte ceva. Da, și numai o singură doamnă, dacă e prea cochetă și prea materialistă, îți dă de lucru o viață întreagă, dar și sunt și bărbați care i-ar trage femeile la rugăciune, dar ei n-au timp. Cum am auzit pe cineva spunând, doar Dumnezeu vede că eu n-am vreme. Ți-a dat vreme, nu mai sta între spini, că te înțeapă. Cum zice poetul Dionisiu Ghiucuș, vino, lasă ale tale uscăciunile lumești, că ștoiagul de migdale, sărbătoarea de lusale, te va face să înflorești. Dumnezeu să ne ajute, cum am spus Domnul Iisus, să căutăm mai întâi împărăția și alte lucruri, ne vor fi oferite. Adică să muncim, să ne facem și casă și masă, dar întotdeauna prioritară să rămână mântuirea care este eternă, pe când viața de aici e foarte scurtă. Vă spun eu, care mi s-a încheiat de curând viața de familie, e un vis, nimic mai mult. În urmă cu atâta rămâi cu niște imagini și amintiri ca dintr-un vis. Dar ce frumos că avem un alt vis real al credinței și al împărăției lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă cerceteze ca să ne putem orienta viața înspre cele sfinte. Amin. Și am ajuns la cea de-a patra situație. Și dumneavoastră poate ziceți, spune acum frate că noi am așteptat să ne vină rândul că noi aici suntem. Păi bine, ne verificăm dacă suntem aici. Scrie în Luca la capitolul 8, în textul citit, versetul
8. O altă parte a căzut pe pământ bun și a crescut și a făcut rod însutit. Versetul 15, explicația, sămânța care a căzut pe pământ bun sunt aceia, de am fi și noi, care după ce au auzit cuvântul acela al mântuirii și orice altă predică care ne pune să înțelegem voia Domnului și să o împlinim, îl țin într-o inimă bună și curată și fac roadă în răbdare. Și în Matei scrie că îl înțeleg acel cuvânt. Ascultam aseară o plângere a cuiva în care spunea ce probleme a întâmpinat, evident că nu dau detalii, dar era vorba de niște oameni care s-au certat pe punct să se bat, au ajuns pe la poliție. La acel episod s-a mai adăugat încă unul diferit și mă gândeam și m-am gândit și dimineață, pentru că nu-i doar un caz izolat. Oare oamenii aceștia mai cred despre sine că sunt pocăiți? Oameni certăreți, geloși, mânioși, clevetitori. Oare după ce comit un astfel de act, fie că e vorbă, fie că e faptă, se prăbușesc la pământ și se spună, Doamne, ce am spus, ce am făcut? Sau consideră că așa sunt toți oamenii, cum spun unii, ăsta e temperamentul meu. Dragii mei, o stare plăcută Domnului acestor oameni care n-au numai harul să audă, n-au numai harul să fie mântuiți și să se piardă mântuirea, n-au doar harul să creadă că vor fi mântuiți, dar nici vorbă. Oamenii aceștia cu adevărat au harul să fie mântuiți. Ce știați, frații noștri, vom fi cu ei pentru vecii vecilor. Au și ei probleme, că își fac roadă în răbdare, înseamnă că au probleme. Îmi amintesc că mi-a zis o soră după ce a ascultat o predică, oare fratele acesta are și el probleme sau nu are? Și le-am spus, acum poate unii mă cred mai mult, soră, eu n-am venit de la popota ofițerilor să țin predică, am venit din tranșee. Și când stârnă predica, tot în tranșee mă duc. Frații voștri din lume, spunea Petru, trec prin aceleași suferințe ca și voi. Da, ispitiri, probleme de boală, sărăcie la unii. Le știu pe toate acestea cum sunt. Da? Nu mă plâng, că nu-i cazul. Că alții o duc mai greu ca mine. Situații, cum zicea o beată soră, dacă v-aș spune câte a trecut peste mine, numai trenul a trecut. Apostolul spunea, e o nebunie să spun ce am pățit, dar zicea el, hai să o facă unii, nu înțeleg și poate îi ajut să înțeleagă. Cred din ceea ce spunea Domnul Iisus aici că oamenii aceștia îl țin într-o inimă bună și curată. Două lucruri. Sau chiar trei. Spune Pavel în 1 Timotei capitolul 1 și ascultați-mă bine că acum insist nu în a repeta mult, ci în a accentua 1 Timotei 1:5. Ținta poruncii este dragostea. Adică aici trebuie să ajungem, să trăim în atmosfera asta. Dragostea aia care nu se mâne, nu se laudă, nu gândește măcar la rău, de cum să facă un rău. Suferă totul, rabdă totul. Această stare vine dintr-o inimă curată, dintr-un cuget bun, și dintr-o credință neprefăcută. Și spune tot aici în 1:19 și să păstrezi credința și un cuget curat pe care unii l-au pierdut și au căzut din credință. Sinceritatea, dragii mei, face foarte mult pe calea credinței, în procesul mântuirii. De când te pocăiești să te fii mărturisit, așa, fără să ascunzi?
Dacă ai vreo stare vinovată, să o identifici și să o mărturisești, să nu trăiești cu lucruri ascunse. Să fii sincer, să fii transparent, repet, te ajută mult. Că dacă vine o ispită, tu o divulgi și scapi. Dar unii vor să tăinuiască. Da, dacă se aude. Am o întrebare pentru dumneavoastră. Dacă ești bolnav, ai două variante. Să spui că ești bolnav sau să nu spui că ești bolnav. Și acum întrebarea. Cum ar fi mai bine să știe toată Spania de ce ai suferit, dar să te vinde să scapi cu viață sau să nu știe nimeni ce boală ai avut și să mori? Cum e mai bine? Unii așa cred, să nu află nimeni ce am făcut. Nu, nu află nimeni și mori. Păcatele onora nu vin înainte, numai la judecată să află. Mai bine să știe toată Spania ce boală ai avut sau ce păcat ai avut, numai să te ierte Domnul. Să scape. David a fost lăsat ca model în Biblie. S-a aflat ce a făcut. S-a aflat ca să știm cum s-a pocăit. Și Dumnezeu s-a îndurat de el. Saul vrea să tăinuiască, să-l cinstească Samuel în fața poporului. Așa că verificați-vă inima, dragii mei. Nu cumva să lucreze diavolul în ascuns în inimile noastre. Să rămână cugetul curat, să nu te osândească. Ține cont de conștiință. Lasă mustrarea de cuget să-ți facă lucrarea. Ca astfel să poți să sesizezi păcatul din viața ta, să nu fim ca îngerul din Sardes care era mort și nu știa, cel din Laodicea credea că stă bine și era pe nicăieri. Oameni cu inimă sinceră, inimă curată, spune în al doilea rând acolo. Ce înseamnă asta? Când conștiința te sesizează, când cineva te mustră, când auzi un cuvânt în orice domeniu, uneori Domnul îți vorbește foarte tainic. Să vă dau un exemplu. Un tânăr lucra pe șantier, era iarnă, și vine diavolul și îi șoptește: dacă bei un pahar de vin, te încălzești și îți termini treaba. Da, ai un pahar de vin, îl bea. Gata, se pare că s-a întrămat, a prins curaj, energie. De la a doua zi a fost o frică, dar nu s-a terminat iarna ziua aceea. Și diavolul vine și zice: un păhărel, ai văzut ieri ce energizant a fost. Asta a fost joi și vineri, sâmbătă s-a dus într-o familie să pună crește sau faianță într-o baie. Am auzit relatarea exact de la persoana în cauză. Și gazda, nu era miseria, s-a uitat la el și în timp ce se uita, zice: măi băiete, îmi vine în minte să-ți spun o poveste. Am auzit-o și eu de la bunicul. Spune, frate. Ăsta nu era proroc, nu era predicator. Pe vremuri se spune că a fost un boier care avea o slugă foarte harnică. Sluga asta a făcut ceva economii și zice într-o zi la boier: vreau să cumpăr și eu o limbă de pământ. Cumpără, băiete! Mi-a făcut ceva bănuț, o mai cumpărat cu vremea și-a făcut acolo și o căsuță. Și zice către boier, care după fiecare acțiune îl lăuda: aș muta la căsuța mea, am ceva bănuț, să cumpăr un căluț și să trăiesc și eu. Băiete, ai fost o slugă bună, cu ce pot te ajut. Într-o zi vine și spune: auzi, bă, căsătoresc, să vii, nănaș, la nuntă. Băiete, vin. Băi, foarte bine, băi. Eu te-am lăudat de fiecare dată, acum și mai mult. Dar într-o zi vine cineva și spune la boier: ți-am văzut pe sluga ta. Ce, era cu cai? E om harnic. Sau era cu nevastă? Să că s-o însuram de mult. Zice: nu, era la cârciumă. Mă, asta e rău. Și când a ajuns cu relatarea, acel strigă soția pe acel frate: hai, dragă, să mă ajut ceva. Și tânărul nostru rămâne cu mistria în mână. Măi, ce mi-a spus mie povestea asta? S-a oprit exact în momentul ăsta. Pricep. Dumnezeu mi-a spus că cine bea e rău. De acum pot să îngheț alt pahar de vin, nu mai beau. I-a vorbit Dumnezeu. Dumnezeu vorbește când într-un fel, când într-altul. Cel sincer ia aminte. Nu va zice: aia a spus cineva de mine. Nu, nu, i-a spus Domnul eventual, să-ți spună. Se sezează. În al doilea rând, fi inima curată. Ei, aici nu-i curat.
îndepărtez asta. Și spune Scriptura că oamenii aceștia fac roadă. Dragii mei, să nu fiți niște creștini pasivi. Implicați-vă în ceva. Roadă nu înseamnă numai o viață trăită frumos, o viață activă. I-am spus unui frate care era inginer și m-am gândit că are anumită capacitate, dragă, te punem să dai un îndemn, dacă nu te punem om de ordine, ai așa o cultură, știi să vorbești cu oamenii. Zice, nu, eu nu mă văd implicat în nimic din toate acestea. Dar zic, care-i contribuția ta pentru biserica asta? Păi zic, eu m-am gândit că dacă vin, oamenii mă văd că vin la biserică, să socotesc imaginea asta tăcută. Numai atâta omul, să te vadă oamenii că ești cu minte aici în adunare, cânti cu toți, te rogi în comun, stai cu ochii deschiși. Poți să faci ceva pentru Domnul. Da, m-am bucurat aici când am auzit, unul cântă, altul dă îndemn. Sper că și ceilalți contribuiți cu ce puteți, fiecare cu darul lui. Dumnezeu să ne ajute așadar, să ne dăruim lui cu toată inima. Amin. Recapitulez pe scurt și cu o concluzie închei. Am putea ferici pe toți oamenii care aud cuvântul, că așa spunea Domnul, ferice de urechile voastre că aud, că alții de mult ar fi dorit și n-au auzit. Sunt oameni care au murit în junglă, în alte țări, care n-au auzit cuvântul. Noi am auzit și mulți alții au avut harul să audă cuvântul. Alții au avut harul mai mare. Să creadă, să se boteze, să ia act de lucrarea mântuirii, dar acest har n-a ținut mult. A fost zădărnicit de temerile lor și de instabilitatea lor. Nu s-au aprofundat. Au crezut că gata, dacă Domnul ne-a mântuit, trebuie să ne țină pe palme. Nu grâu trebuie să stea în bătaia soarelui și sub vânt și sub ploaie, că așa se coace. Alții rămân în biserică, dar trăiesc într-o stare firească. Le împletesc așa, când pe una, când pe alta, și nu-i vei vedea maturi și nu-i vei vedea activi în lucrarea Domnului. Sunt așa, cum zicea cineva, ca să nu zic cum sunt, zic așa doar, sunt ca ei. Da, dar este o categorie de oameni care cu adevărat știu ce este mântuirea. Știu că au fost iertați de păcate și că trebuie să trăiască fără păcat. Oamenii aceștia sunt sinceri. S-ar putea să greșească, dar se mărturisesc imediat. Nu suportă păcatul în viața lor, au inimă curată, țin mult la asta. Nu-și permit în mod conștient, voit, păcate. Se luptă și vă recomand să scrie Evrei 12 cu 4, până la sânge în lupta împotriva păcatului. Că dacă nu, Domnul mai are și pedepse pentru noi, scrie acolo în continuare. Oamenii aceștia sunt activi. Fiecare cu ce poate. Participă la lucrarea Domnului, se roagă. Participă la slujire, dăruiesc, se implică, postez pentru cauzele sfinte. Și oamenii aceștia, în funcție de harul care le este dat, aduc roadă, 100, scrie aici 160, 30. Asta după cum ne-a calibrat bunul Dumnezeu pe fiecare. Dar o fac toți cu toată inima. Orice probleme ar întâmpina, nu îi opresc. Ei se duc cu bucurie înainte pe calea mântuirii, că știu ce urmează și cine îi așteaptă. Mie de când mi-a plecat la Domnul scumpa soție, atât de mult mă gândesc la împărăția lui Dumnezeu, ce vom fi acolo, ce vom face. Da, asta să ne încânte, că aici le lăsăm pe toate. Ne-au fost date pentru o vreme, să le folosim cu bucurie, dar așa întreacăt numai. Țara noastră este sus, într-acolo mergem și vom fi acolo o veșnicie. În concluzie, putem spune că e important în procesul mântuirii cuvântul. Dumnezeu ne vorbește, iar noi suntem ființe inteligente care trebuie să luăm aminte, Duhul Sfânt ne explică în minte și apoi ne dă puterea să trăim.
Apoi trebuie să înțelegem că pe pământ toți trăim aici unde este lumea diavolului, el este șeful și ne stă împotrivă, sunt ispitiri, fel și fel de atacuri ale lui, de momeli, el este cu mamona, cu bogățiile, cu atracțiile plăcerilor. Asta e viața pe care o trăim. Dar să înțelegem în final că sămânța a fost aceeași peste tot, probleme au avut toți, diferența cine a făcut-o? Pământul. Adică omul alege. Dumnezeu vrea ca oricine să fie mântuit. Diavolul vrea ca oricine să nu fie mântuit. Vei fi mântuit cum vrea Dumnezeu sau nu vei fi mântuit cum vrea diavolul? Nu-i nici cum vrea Dumnezeu, nici cum vrea diavolul, e cum vrei tu. Depinde cu cine te dai. Ce alegi zilnic? Ce are prioritate în viața ta? Cât ești de sincer? Și câtă importanță dai cuvântul lui Dumnezeu care îți poate mântui sufletul. Doamne, îți mulțumim că ni te-ai descoperit, îți mulțumim că ne dai har zi de zi și te rugăm să ne păstrezi în harul tău, ca să putem ajunge, cu scrie în Iuda la sfârșit, plin de bucurie înaintea slavei sale. Mărit să fie Domnul și Domnul să vă binecuvinteze. Amin.